Dispoziția preliminară numărul 571 din 20-12-2023 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului pentru data de 27-12-2023, ora 10, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Inițiator, domnul Vlasiu, primarul Comunei Ștefan cel Mare. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, pentru anul 2024. Inițiator, domnul Vlasiu, primarul Comunei Ștefan cel Mare. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, pentru anul 2024. Inițiator, domnul Vlasiu, primarul Comunei Ștefan cel Mare. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2024 pentru OAT Ștefan cel Mare, județul Bacău. Inițiator, domnul Vlasiu, primarul Comunei Ștefan cel Mare. Proiect de hotărâre privind validarea și însușirea dispozițiilor primarului Comunei Ștefan cel Mare, rectificarea bugetului local al Comunei Ștefan cel Mare pe trimestrul 4 al anului 2023. Inițiator, domnul Vlasiu, primarul Comunei Ștefan cel Mare. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Ați primit materiale? Obiecțiuni. Da. Sunt obiecțiuni. Întrebări. Întrebări. De la muriri. Dacă nu sunt, supun la vot proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abținem. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice a Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, pentru anul 2024. Discuții? Nu sunt. Știți foarte bine că la sfârșitul intervenției s-a aprobat plan de achiziții pentru anul următor. Cred că până la nu? Da, sunt. Da. Supun la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Potriva, abținere. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor la nivelul Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, pentru anul 2024. Rata inflației, nu? Da. Care are cu rata inflației? Am ajutat cu acurată inflație. Deci rămâne la nivelul anului trecut, plus 13.000% rată de inflație. Care a fost aprobat la inflație, da? Da, da, da. Da. Discuții, dacă sunt. Supun la vot proiectul numărul 3. Cine este pentru? Împotriva, abținem. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2024 pentru OAT Ștefan cel Mare de Tubacor. Vorba de gunoi, nu? Da. Discuții, vă rog. Deci aici sunt două variante pentru care o să votăm noi, una pentru care, deci noi, Consiliul Local, o să votăm pentru una din ele. Deci este varianta colectării de 3 ori pe lună, plus o dată pe lună reciclatul, și e o sumă mai mică, și e și posibilitatea colectării de 4 ori, dar suma este cam cu 30-40% mai mare. Eu optez pentru colectare de 3 ori. De 3 ori. Pe lună, plus o dată reciclatul. Și dacă Consiliul Local este de acord, o să mergem cu colectarea 3 ori. Acum trebuie să ne gândim fiecare că dacă toți colectează, s-a început colectarea de import în poartă a reciclatului, se cade ca și colectarea la menajer să scadă. Și scade să avem cu cât scade colectarea și cantitatea e mai puțină, cu atât și noi la un moment dat o să plătim mai puțin și, bineînțeles, cheltuielile sunt mult mai mici. De aia, dacă avem posibilitatea asta, am redus noi. Ne-am gândit că e bine să le reducem colectarea la 3 pe lună. 3 pe lună, una de reciclabil și, după cum știți, trimestrial sticla. Bine, odată la 3 luni vine sticla. Da. Alte discuții?
dacă ne supun la vot proiectul numărul 4, cine este pentru? Împotriva, abține. 5. Proiectul următoare privind validarea și însușirea dispozițiilor primarului Comuna Ștefan cel Mare privind rectificarea bugetului local al Comuna Ștefan cel Mare pe trimestrul 4 al anului 2023. Da. Vorba de bugetul, trimestrul 4. Da, am primit niște bani pentru asistență personală și indemnizația persoanelor cu handicap. Și ca să nu repetăm, să facem două ședințe de consiliu local, legea permite, am dat dispoziții și acum validăm dispoziția care am dat-o pentru rectificarea aia de buget. Și am mai primit și de la AFM pentru iluminatul public. Și trebuia să facem plata agentului economic. Asta este. A, de discuție la tine. Deci am primit, am dat. Supun la vot proiectul numărul 5. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Nu sunt. Aveți ceva de vorbă? Da. Nu, dacă... Diversi, dacă... Diversi. Că v-am scris careva? E în afară ședinței. Astăzi nu vorbim de la mulți ani, în sfârșit de an. Foarte bun. După ce închidem ședință. Da, și dacă un cuvânt de sfârșit de an, țin să vă mulțumesc pentru participarea la ședințe, pentru modul de comportare ca ședințelor de Consiliul Local. N-am întâmpinat obiecțiuni sau să fie cineva împotrivă la proiectele de hotărâri. Deci, proiectele de hotărâri au fost în interesul comunității, nu au fost... corect. Da. Și, pentru anul viitor, sper să colaborăm la fel de bine, ca și anul 2023. Ce să vă zic? Și să rămâneți bine la mulțumesc, că nu rămâne întâlnit în anul ăsta. Vă urez la mulți ani pentru 9 ani. Să fiți fericiți și sănătoși. La fel, la domnul. Ați omit domnului primar, având în vedere cele prezentate. Am domnul de propus la termen. Bine, anul președinte. Bine, anul președinte.